Asociația Green Revolution este tot mai prezentă în viața firmelor care vor să-și îmbunătățească performanțele față de mediu și vine în sprijinul acestora prin organizarea unor cursuri și seminarii online. În același timp, firmele interesate pot răspunde tot pe site-ul proiectului unui set de întrebări care conduc la evaluarea responsabilității față de mediu. Vorbim de un chestionar online la care dumneavoastră aveți până pe 31 martie acces să completați oricând vreți dumneavoastră, deci puteți să începeți astăzi și după aceea să puneți pe pauză că au început să avem foarte multe lucruri, dar până pe 31 martie vă îndemnăm să-l completați până la capăt. Un chestionar care găsiți pe platforma gpindex.ro și în care puteți, în funcție de activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră, fie să completați toate cele 7 categorii, 7 domenii pe care noi le analizăm, fie să spuneți, domnule, eu pe impact asupra mediului știu că n-am făcut nimic din punct de vedere al politicilor, prefer doar să-mi analizez care mi este calitatea sau unde mă aflu eu din punct de vedere al performanței de mediu pe deșeuri, de exemplu. Există companii constanțene care sunt conștiente de impactul negativ pe care îl au asupra mediului, așa că au început să ia măsuri în acest sens. Noi suntem producători de mobilier comercial, reclame luminoase, standuri expoziționale. Bineînțeles, generăm destule deșeuri cu care creăm rigle pentru copii din PVC, hărți, știți acele hărți, vă amintiți de hărțile cu care desenam când eram mici și ne jucam în clasa 1-4, le realizăm pentru copiii de la școli. Companiile care sunt sancționate de Garda de Mediu nu mai pot fi premiate în cadrul programului Green Business Index.